Te gâșăm. Ia fi atent ce avem aici. Dragii mei, astăzi nu e vorba despre fur de lemne. Astăzi este despre spitalizare, dragilor. Da, o să zic ce are în leg comun o cracă, Mihai Chira, pădure și spitalizare. Nici nu vă vine a crede. Povestea asta e... Despre asta e vorba, dragilor. Urmăriți material. Bună ziua, domnilor, bună ziua, domnilor, bine v-am regăsit. Nenea Ticu, Suceava, orașul, aici, zona istorică a Sucevei. Cea mai tare zonă aici. Dragilor, ne aflăm în momentul de față într-un loc care cel puțin... Fii atent, ața la doamna. Lasă-mi șupă gâtul acolo, ferească. Hai ca să vedem îndată. O rupem. Suntem la statuia Vesta lui Ștefan cel Mare, un simbol. Acum haideți să vă arăt ce se poate face din simbolul ăsta. Noi ce a înțeles primăria Suceava să îngrijească? El a fost făcut acum 4 ani. Turiști din București veni să facă o fotografie. Era să șupă femeia gâtul. Nu glumesc, era să șupă gâtul. Bă, vin turiști aici să facă o poză. Haideți să vă arăt. Nu, nu mai zic că de aici, din pe zona McDonald's, cum ajungi până aici, e dezastru. Ce era să vă rupeți gâtul, este? V-am văzut că era să vă rupeți gâtul. Ah, you have a problem with the stairs, I believe. Yes. Only in town you have, I believe it's some museum are open. You are for here? Yes. So where we can go? Maybe in town. Yeah, something. Yeah. Yes, you have some, I believe, sunt deschise muzeele lunea? No. On Monday, I believe everything is closed. Let's go spend some money. Monday, it's closed. On Sunday? No. Today everything is closed. Sorry. Sorry about the stairs. Be very careful. Also, canyon is closed now. No. Tiku, shut up. Have a lovely day. Thank you. Doamna Tădreanu. Da, asta s-a la Paris. Domnul Ciprian Anton. Come to Suceava. Bă, ți-a zis-o, uite, mă, fii atent acolo, uite-te la ea. Bă, uite acolo, mă. Bă, a venit străinul, mă. Băi, ia să jupă gâtul acolo, voi înțelegeți, oameni buni, ce se întâmplă? Hai la Paris, haideți la Suceava, haideți la Suceava să-ți rup gâtul. Fii atent, mă, ticușorul mă ăsta. Trepte, mă, uite-te alea, că bă, tu ești sănătos la cam. Uite-le aici, mă, femeia aia călcată acolo, e străin, venită cu numeri de București, a venit aici, cel căciul era ghidul, știi? Femeia, bă, am venit să spend some money here. Well, spend some money to the hospital. The hospital, știi, cu H-ul ăla. Păi uite-te aici, ticușor, uite-te un pic, mă, uite aici, mă. Hai că mergem mai departe, ticușor. Fii atent aici, fii atent aici, mă. Accesul către scursura ecvestră. Bă, de zici că e grajdul lui Ștefan cel Mare, mă. Păi bune, în grajd, uite-ți tu cum arată aia. Vomitat așa, mă iertați, dragilor. Ai burit așa, nu? Bă, pe bune, bă, bune că zici că e în grajd acolo. M-a făcut calul ăla un pârț, s-a făcut ceva, un pișu și uite cum s-a scurs așa. Omnie fierește. Hai să-ți arăt. Hai că ai văzut și tu femeia aceea. A venit englezul. Cum mă să fie aici și calci pe așa ceva? Cum mă să-ți pui piciorul vii aici și ți-ai luat? Bă, te-ai dus cu... Mame, fărăști. Bă, tu înțelegi că asta e pentru turiști, dragii mei, pentru turiști. Bă, și nu e una. Bă, nu e una. Uite-le aici, mă, Tigușor. Uite-le aici. Bă, toate sunt așa, mă. Tu înțelegi că toate sunt așa. Uite-le, mă, Tigo. Bă, toate sunt așa, mă. Ei, stai sănătoși la cap. Venea lungă. Bă, vină oprei cu nepoții pe aici, să lase și să joace vreo două zile. Bă, dar n-ai unde să stea. A, pe bărci nu mai zic, mă, bărcile sunt de nici. Ce mai mișto, trebuia să-i spun, doamne, încercați cuiuțele noastre. Doamna Tădreanu, ia spuneți-i, spuneți-i franceză, s'il vous plaît, madame, asiez-vous ici. Vă aveți, cum se spune, veți simți, vous avez une très belle sensation de pénétrer votre, cum se cheamă, derrière. Ca... Oh, de fere. Uite cum arată.
Uite, gata, uite. Sunt proaspete. Astea sunt mână în mână cu domnul Calan, ce-a spune șeful spitalului. Le face rău de clienți, că sunt cu bani. Că vin clienții aia mari cu bani, cu card de străini, e altceva. Uite, mă, cum arată. Uite, mă, cum arată, mă. Asta-i Dumnezeu, mă. Asta-i Dumnezeu. Asta-i Dumnezeu, bă, nu știu unde se cază. Uite, asta-i dusă, asta-i dus, asta-i dusă, asta-i dusă. Nu zic cum e la. Hai, hai mai departe. Dacă e foarte ocupat acolo, doamna Tădrân, dacă prietenele noastre sunt mai multe, avem și aici bancă cu erectile. Astea sunt suveniruri erectile, ticușor. Le vezi, da? Da, asta e mușcătura de vampir. A, lui Dracula, da. Da. Dar știi că vampirii nu mușcau de aici. Mușcau de aici? Da, puca. Hai mai departe. Uite, mă, uite frumos e. Da, frumos. Pop, încet, ușor aici, acum. Rose, ce să mai. Băncuțele astea sunt absolut delicioase. Mă, s-a trebuit să fie un simbol, mă. S-a trebuit să fie un simbol. N-are rost, nu mai discutăm de mizerie de asta. Hai să vă arăt mai departe, ticușor. Uite-le ce frumos. Asta e, are 4 ani de când s-a inaugurat? Piațeta asta? Acum 2 ani, acum 3 ani. Are 3 ani. Ia uite. Am deja să las. Nu știu dacă se sizeze, ticușor. Deja să lasă toate. Uite ce. O vezi? Mă, tu o vezi? Da. O, mi ferește. Inaugurată, n-are 3 ani. Uite, deja s-o desprins de aici. Aici s-o crapat. Hai să luăm acest arătător. Nu stric bancă. Băi, ce-am găsit, mă, ticușor. O, mi ferește. Uite-le și tu cum arată. Uite-le și tu cum arată. Hai că mergem mai departe, ticușor. Hai mai departe, că n-are rost. Aici n-a făcut omul, Timușor. Aici e constructor, nu știu dacă se sizeze. Haideți să vă arăt, dragilor, din această piațetă. Asta este cu intrare, ieșirea, nu? Sau ce asta? Ce asta? Cam ce asta? Și o să se găsească cam eu vreo doi hateri de profesie în primăria Suceava. Ai stricat! Ai pus mâna! Este unul cu codiță acolo în primăria Suceava. Îl știi, Timușor? Acum de ani de zile, când le arătam cu trepte din fața primăriei stricate, a venit la mine. Tinere, ia-te ușor, ia-te cu realitate, dragule. Aici, uite aici, ia-te ușor. Roz de dilatare, maden, asta e lucrare plătită, nu? E bine, punem înapoi, ticușor, nu? Asta e vestigiu. Merge cu un pic de maglavaș. Stai liniștit. Hai mai departe, dragule, ca să vedeți minunea. Asta știi că așa se lasă, așa au fost ele gândite, știi? Una se lasă, una se ridică, una se lasă. Da, da, da. Nu știi tu cum să pune treaba. Hai să vă arăt mai departe. Ai de capul meu. Chestele astea, ticușor, sunt absolut... Să-i zic că... Vomitatul ăsta, știi de la cine, nu? Uite-l, uite-l și tu cum arată. Uite-l și tu cum arată. Uite ce scursură frumoasă aici. Uite ce. Uite-l și pe partea asta. Este de-a dreptul încântătoare... Și asta s-a pus unul peste altul. Uite ce frumos se scurg pe tot brustul ăsta e vest. Materialul, dați seama. Ăștia zici că au luptat și niște ciori s-au făcut... De fapt, asta e Suceava, mă. Asta e adevărat, Suceava. Încă pe vremea lui Ștefan cel Mare, orașul a prins de ciori și uitați ce au făcut ciorile în timpul bătăliei. I-au ajutat pe oștenii lui Ștefan, că ei știi când țipau turcii, pac, le venea câte o găinață de mare prin față, erau... Da, găinață de cioare, au ceva musulmane găinață, n-au nimic. Hai mai departe, ticușor. Hai. Hai ca să ne distrăm. Are rost să-ți povestezi pe granitul acesta care se desfășoară de aici? Nu, are importanță. Asta e braș. Hai, mergem mai departe, ticușor. Hai să-ți arăt o bijuterie. Vin copiii, da? Îi vezi? Vin copiii cu școala altfel. Uite ce văd școala altfel, Suceava altfel. Doamna Tădreanu, nu vă aduceți aici copilașul? Vă astăzi directoare. Aduceți-vă într-o zi copilașul să joace și să meargă după aia direct la spital. De bănci, de asta nu mai zic. Uite, ticușor. A? Ce părere tu? Aici a fost o pompă, sunt niște ieșituri, e bine, e bine. Uite aici, frumos, lași copiii să se joace un pic. Copii, hai acum jumate de oră, bucurați-vă de natură. Ia uite cum se bucură de natură. A, uite aici. Natură moartă. Da, hai bun așa, ce să mai vorbim. Hai, rugați-vă să rup acum. Domnii de la PNL care sunteți, de la primărie, care mă iubiți tare. Uite aici, ticușor. Dă-te de acolo. Tu îți dai seama ca să se țin în...
E numai bun asta. Uite aici. Ruptura asta e numai bună pentru alea de joacă. Niște copii să vină să joace, să facă un selfie, să rezolve coați. Îți spun eu. E numai bun. Uite mă, vin copii, vor să facă o poză, un suvenir, să aibă o amintire, ceva. Ce amintire să ai, mă? Singura amintire sunt cu ale lui Ciprian Anton și ale doamnei Todreanu, care la Paris, la Turnul Eiffel, ah, come to Suceava, come to the ancient, cum se spune, aleea la Suceava, Viana Suceava, să vedeți grajdul lui Ștefan cel Mare. De cap, ăștia, uite cum e aici, mă, ce fișă. Păi ăștia n-au fost pe aici, nici nu știu că există. Ăsta e smuls din pământ, copacul. Și nu e smuls de ieri. Uite-l-a cum arată. Uite ce și la. Ta-dam! Da, n-au nicio treabă. Hai de capul nostru. Hai de capul nostru. Atât s-a putut. Aș ce credeai că numai aici? Avem și pe partea asta la altă. Ăsta e drumul care leagă. Da, frumos, ceva elegant aici. N-avea rost să... N-avea rost să mai vorbim. Că... ăsta e drumul care leagă statuia ecvestră de cetate. Pe aici mergi frumos, pac, șurge. O scurtătură. Bă, un drum e ăla pe... Ăsta e pentru pieton, știi? Ăsta e pentru pieton. S-a mai dus. A mai dus. Atât s-a putut. N-a fost... Că te vezi, până aici au pus un pic de proptică, dacă te uiți atent. La bordură, da, de aici, bordura direct în pământ o pus. Uite, o vezi? Bordura e direct în pământ. N-avea rost să pui atâta ciment. Avem back to the nature. Da, dragilor, hai de cap de zile. Ce-am zis tine, că văd? Hai de cap ușoară noastră. Domnul consilier, care n-a fost la Paris, asta e, s-a dat, ce a mâncat, unde a călătorit doamna și domnul, nu se mai pune, asta e situația. Pentru noi la Suceava, ăsta este respectul pentru copiii noștri, pentru turiști, pentru ce vreți domniile voastre. Asta se cheamă respect și turism în mintea celor de la primăria Suceava. Îl felicit pe domnul Lungu, îi urez sănătate, să-și aducă copiii pe aici, nepoții, să-și plimbe, să-și alerge. Ar fi frumos, nu-i ticșoră? E un bunic responsabil, nu? Nu ți-ai lăsat un pic copiii pe treptele, să se arunce cu treptele, să boată cu scările. Hai de cap de zilele noastre. Și a ieșit bădița lungul vineri, deși are operație la genunchi, a ieșit și că l-a plantat de copaci. Păi ce-a făcut, nene? Bă, câtă ipocrizie la Suceava. Fantastic, îmi place total. Două puncte de atracții turistică sunt în Suceava, știi care, nu? Centru, teoretic, centru și cetatea cu statuia ecvestră. La statuie, dezastru. E bine așa. Trimitem consilieri în Franța să facă, ce să facă, promovare turistică pentru Suceava. Veniți să vă rupeți gâtul aici, pe scările noastre. Atât am putut. Un share, un like face foarte mult pentru noi și va face foarte mult pentru cei din primăria Suceava. Poate se trezesc, dragii de ei, să vină să vadă ce și cum. Zeci de copii, ticușorul astăzi, zeci de copii vor fi în pericol. Păi ei nu-i deranjează. N-au niciun stres. Vă mulțumim frumos pentru comentarii, vă rog să comentați, vă rog să share-uiți, vă rog să vă abonați. Suntem pe Facebook, suntem pe YouTube, suntem peste tot. Important că suntem în sufletele voastre. Atenție mare când vă trimiteți copiii la școală, pentru că școala altfel înseamnă plimbare și la cetatea Sucevei înseamnă spitalizare. Mare atenție! Susținem-le!